Din astea două. Așa. Porcile din partea de jos le distrug. Și lăsăm. Una, două, trei. O să las astea două. Una în construcție. Și una pe partea cealaltă. Bine. Aici lăsăm. Trei. Deci am lăsat trei boci. Punem. La locul ei. Dar lăsăm de vârste diferite. Nu lăsăm de vârste aproximative, fiindcă am pățit anul trecut de aruit. Și a fost o problemă. Mai am nevoie de o ramă cu bot, că asta e cu mâncare. Și am să vă arăt o botcă foarte frumoasă. Este aici. Iată, pe mijloc. O lăsăm și mai are una și aici. E și mai frumoasă. Le las pe amândouă. Din câte văd, e un pic de diferență între ele. Le voi lăsa. Bun. Așa, deci am obținut bocile și am obținut 4 nuclee. Să vedem așa. Îl punem aici. Acum ce a mai rămas? Mai am rame cu boci. Aș putea obține încă o mătcuță, cel puțin. Dar voi verifica bine cuibul și voi decide ce voi face cu restul. În mod normal o să distrug restul bocilor și am făcut o selecție și restul albine o să împart în aceste nuclee. Pe cum vedeți, nu mă interesează să obțin foarte multe, că nu mă interesează, am un anumit număr în cap, care o să-l creez. Aici avem diferite boci pe care
sunt frumoase, ATC de sunt, acestea sunt în mod normal de roire, dar eu le voi distruge, nu mai las nicio botcă. Și împart acest puiet în cele patru nuclee. Să văd în funcție de cum le voi găsi eu mâine. Deci am distrus majoritatea borcilor care nu mă interesează. La nuclee. Deci avem 3, mai punem și aici o ramă. O punem pe aceasta. Distrug borcile care mai sunt. Probabil vă gândiți că aș putea să mă folosesc de ele, da? Cum am spus, am un număr limitat de măci care vreau să-l obțin. Am două rame și împart la cei doi, cele două nuclee. Și aici ce găsim, botcă distruge. Ies niște boci destul de mari. Iată, acestea ar fi mai mult de salvare. Distrugem pe toate. Iată și aici una destul de mare. Nu mai lăsăm nicio botcă decât pe cele care deja le-am selectat. Vreau să se apropie ploaia, văd că, dar termin în câteva minute. Iată, fiecare nucleu pe 3 rame. Foarte frumos. O ramă cu mâncare, bineînțeles, care o dau la cea din latera. Bun. Ca să vedeți totul până exact ce se întâmplă, trebuie să vă uitați până la capăt, la fil. Aceste nuclee 10 zile nu le deranjă. La lanțul, eu sunt omul cu lanțul la stup. Această ladă o mutăm de pe poziția ei
în locul ei punem nucleu. Acest